În apărarea societății care nu a plătit ani de zile vreun leu redevență la bugetul local, a intervenit chiar compartimentul juridic al Consiliului Local. În aceste condiții, societatea Nordgaz a câștigat în primă instanță procesul cu primăria, putând să-și bată joc în continuare de locuitorii municipiului Rădăuți. Identificând posibile probleme juridice la semnarea contractului de concesiune a serviciului de alimentare și distribuție gaz metan, primarul Aurel Olărean a deschis anul trecut la Tribunalul Suceava o acțiune judecătorească prin care solicita anularea absolută a contractului încheiat de Consiliul Local cu societatea Nordgaz SRL. Printre altele, primarul Aurel Olărean a arătat că nu a existat nicio hotărâre de Consiliul Local privind organizarea licitației publice deschise de concesionarea serviciului distribuție cu gaze naturale și nicio hotărâre de Consiliul Local prin care să se aprobe caietul de sarcini. De asemenea, juriștii primăriei Rădăuți au identificat și alte motive care, din punctul lor de vedere, ar putea duce la nulitatea absolută a contractului de concesiune. În apărare, avocații societății au solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată, arătând, printre altele, că deliberativul rădăuțean a adoptat o hotărâre privind realizarea investiției alimentare cu gaze naturale a municipiului Rădăuți, rețele de distribuție cu SRM-uri de sector prin schimbarea sursei de finanțare. De asemenea, Consiliul Local Rădăuți, în calitate de prim pârât în acest proces, depune la dosar prin compartimentul său juridic înscrisuri care ar fi stat la baza semnării contractului cu Nordgaz. Colaborarea foarte bună dintre compartimentul juridic al Consiliului Local și avocații societății Nordgaz a dus la crearea unei apărări care a convins instanța de judecată că solicitarea primăriei reprezentată de primarul Aurel Olărean este nefondată. Primarul Olărean a afirmat în mai multe discursuri publice că documentul prin care s-a realizat concesiunea serviciului de alimentare și distribuție gaz metan din municipiu este dezavantajos pentru comunitate. Practic, din cauza acestui contract, societatea Nordgaz poate să nu plătească niciun leu redevență la bugetul local dacă nu înregistrează profit. De altfel, în perioada în care primar al municipiului era Mihai Frunză, acum consilier local, Nordgaz își permitea să nu plătească redevență chiar dacă înregistra profit, pentru că nu-i cerea nimeni. Cum din 2008 primăria Rădăuți a cerut redevență de la Nordgaz parte din profitul net conform contractului de concesiune, societatea care alimentează cu gaz metan municipiul lucrează fără mare profit. Dacă primăria ar fi obținut rezilierea contractului de concesiune a serviciului de alimentare și distribuție gaz metan din municipiu, ar fi putut negocia cu Nordgaz alte condiții pentru plata redevenței. Spre exemplu, societăți care au semnat cu Ministerul Economiei contracte de concesiune pentru diverse servicii publice plătesc redevență în jur de 10% din tariful de distribuție.